Suntem în coada lacului Mori. La orizont se vede pădurea București sau zona unde ar trebui să apar, că de atâți ani plantăm. Dar după cum vedem, sunt oi aduse de niște ciobeni irresponsabili. Care distrug orice inițiativă. Oile n-au nicio vină. Dar ciobienii, dar proprietarii de turmă mult sigur legile românești nu permit ferme de animale intravilan, cu atât mai mult în capitală, în metropolă. Aici iarba, solul, totul e poluat, contaminat. Cum să paști oile aici? Ce să faci după aceea cu laptele, cu brânza, cu carnea? Cum să o bagi piața dacă e plină cu poluanți, cu metale grele, cu tot ce vrei? Uite, oile fac plastic. Și distrug pădurea București. Și uite așa, fără voința autorităților, lucrurile nu se vor schimba în zona asta. Niciodată sau foarte greu va trebui să insistăm foarte mult. Au și oi și capre, dar caprele rod totul. Tot nu-i vina lor. Vina ăstora care le cresc aici. Oile și caprele au unde se crească la țară. Sunteți din oraș? Da, nu știu. De ce? Veniți de la țară cu oile până aici? Da. Oho. De ce? Am plantat aici pădure și ne mirăm de ce nu crește, dar văd că o pașteți cu oile și cu caprele. Unde e plantat? Aici, după șanțul ăsta. Care e șanț? Aici este un părău aici. Așa, și după părăul ăsta noi am plantat pădure, am pus tot felul de copaci. Drum. Este un drum tot așa. Așa, și de la, în stânga de la drum noi am plantat câțiva ani la rând plantăm. Nu știu, fratele. Dar de unde veniți? De aici, din Ilfov sau de unde? Aici, eu știu cum se cheamă de aici, ai văzut că e saibanul este aici și eu cresc că... Bine, aici e oraș? Da, e oraș. Sau după oraș. Centură? Aici, lângă oraș așa se dă. Înseamnă că sunteți din oraș, foarte ciudat. Credeam că veniți din sat, de dincolo de centură. Nu, aici suntem, aici pe față. Pune cimitirul ăsta... A, după cimitir, da? După cimitir, da. Da, cui ferma? Nu știi cum îl cheamă proprietar. Da, Ilie. Ilie îl cheamă. O să-l întreb eu dacă are voie. Măcar vă plătește? Da. Bun, bine măcar că... Bine măcar că nu-și bate joc de... De baci. Săracele animale, vai de steaua lor. Spasca aici, în gunoi ăștia asta. În atenția primarilor Ciucu și Dan, primarul capitalii și al sectorului 6, poate și al primarului din Chiajna. Cum vă place zona asta? Aici ar putea să fie plămânii orașului. De aici oamenii ar putea să inspire sănătate. Deocamdată
adună doar miasme, microplastic. Iată și ies de bumbăreze, de oi și de capre. Halal administrației locale. Deci e loc perfect pentru zonă verde, împădurit. Și ce avem acum? E dezastru. Jale mare. Da, uite, urme de oi și de capre, de excrement. Pe locul unde noi de câțiva ani ne muncim să plantăm pădure. Ori scăpăm de patrupede, ori izolăm pădurea cu un gard. Dar altfel nu faci treaba. Altfel am muncit degeaba. Fazan, văd partea cealaltă. Aici ar putea să vină faună minunată. Uite, l-a zburat. Te lău, mamă lăi. Bravo. Chiar în anii trecuți. Am adus și acum niște ghenzi. Le bag, dar nu prea îmi fac iluzii că o să supraviețuiască. Chiar dacă o să răsară, o să le fac pe oițele. Dar poate între timp reușim să rezolvăm problema. Iată cine distruge pădurea București. Cine zădărnicește efortul sutelor de voluntari care an la rândul vin aici în coada lacului Morii și plantează puieți sau ghenzi sau nuci și vine turma de oi și capre și distruge totul.
indiferent că vine vara sau toamna, primăvara, animalul nu înțelege, distruge totul. Dacă nu intervin autoritățile să se ocupe de asta, noi nu avem niciun instrument decât eventual. Și aici, și aici. Și aici am plantat, dar aici văd că n-a mai crescut nimic. Păi n-are cum să crească dacă dai caprele. Păi de asta nu au scut o leacă, frate. Dacă aveai un pom aici, era scosit de anul trecut. De aici a scosit un an de zile, eu și aici. Noi aici plantăm de 4 ani. De 4 ani trebuie să fii așa. Așa credeam și noi. Dar cu caprele e imposibil. Primarul Ciucu știe că are fermă în sectorul 6. Cum? Primăria știe că are fermă în sectorul 6. Cine? Primarul Ciucu. Uite că ați speriat fazanul. Ala e bun de mâncare, ala. Nu e bun de mâncare, că e ființă vie. Și ala e bun de mâncare. Drumul ăsta spart spre Rancio a boierului Ilie. Cred că nu a mers niciodată niciun șerif, niciun polițai local. Și omul își permite afacere în gunoaie. Când liber, cai tărcați, gospodărie. Gârla Dâmbovițe. Are și teren îngrădit aici. Cu gard. Se plasă. Drumul ăsta duce numai la gospodăria lui. Ziua. Îl caut pe Ilie. Are Ilie. Care zice că e proprietar la ferma asta. Ilie, dacă voi iau înapoi, pănică hală. Ajuns în asfaltul... A, unde-ți duc oile acum? Unii asfaltul principal. Da, dar acolo nu scrie. Nu prima, a doua stradă o iei și dai direct în ea. Dar cum să știu, o adresă ceva? E după cimitir sau până la? Nu, am zis, eu o iei drept. Așa, pe lângă hală. Așa, ești în asfalt, nu ajungi la cimitir, nu încolo. Ții drept, da. Între mașinile alea. Așa. Ajuns acolo, nu e stânga, o iei dreapta. Dacă vrei să ții pe prima stradă, ieși mai bine, ești pe fabrica de pâine,
imediat iar e dreapta și ajunge la el. Și nu știi cum îl cheamă, Ilie, și mai cum? Asta nu se spune. Iar, de ce se cred? Cu ce ocazie? Vreau să mă lămuresc cu el. Păi spune și mie ce este. De oi, de capre. Văd că are și măgar. Aștia vrea să-i dea. Ieși lângă oraș, lângă ea zonă. Câtă muncă am depus noi, dacă nu dădea caprele. Nu. Cu oile nu faza, caprele distrug. Bine, mă, lasă că vorbesc eu imediat, pa. Vă sun eu. Auziți? Așa vă spun. Eu caprele le-am mâncat asta, nu știu, ieri sau azi a trecut, dar ele sunt de mână cu oile, nu separate. N-am avut la păcat un ciobă și azi am împrăunat și au trecut, dar a venit pe lângă azilul ăla. Pe lângă azil au venit. Eu acum eram pe dic și ele au trecut pe lângă dic. Și măcar dacă ar rămâne la dic, dar eu trec dincolo de dic. Am găsit bumbăreze pe acolo, deci pas până la canalul celălalt, până la Chiajna. Deci ne distrugeți toată munca noastră, 4 ani. Unde ați spus dumneavoastră? Și până la dic și dincolo de dic. Pe sus sau pe jos? Pe dic ce rost are, spui, că nu rămâne apă, pe... la poalele digului de-o parte, de alta am pus. Și mai simt, dacă m-am mai găsit lădiță una alta, dar sunt roasă, am poze cum e rost, de capre, acum am găsit. De 2 ani puietul plantat. Fură nefăcut, frate, când s-a dus acolo? Te cred că n-ai de ce să... Dar nu mi-a spus să nu se apropie de digul ăla. Bine, dar unde pasă? Unde pasă pasă legal? Că acolo nu aveți... Uite, puiet roșu de fapt. Și are 1,5 metri. Și e roșu de capre, că nu e roșu de iepuri. Iepuri nu ajung la 1 metru. Deci nu știu dacă există iepuri acolo, am văzut doar trepuri. Fazani. La roșu de noroc, ce trebuie să am. I-am scris lui Berceanu, să aveți de furtă cu șeful verde, prin medici. Costu șef, acum auzi, el a inițiat proiectul celălalt, el a fost. Și cu, am și unul care l-a inițiat ăsta, Vlad Barbu, arhitect. Păi și de ce distrugeți munca? Păi n-am distrus-o, dar ai dreptul ce să fac cu oamenii ăștia, cu proștii ăștia. Nu trebuia să faci treaba asta, că și bata rău. Păi dar cum facem să oprim? Opresc eu! Noi muncim degeaba. N-auzi, opresc eu, vorbesc eu cu ăștia să nu se mai ducă. Zici că nu pot. Vorbesc eu cu ei să nu se mai ducă de dreacu. Ba da să-mi spui un... Măcar dintre din dic să nu treacă. Unde? În care parte? Ia să-mi spui. De dreapta dicului. Dar când de dic ăsta înălțat de 1 metru, nu? Nu de șanț, nu de șanț, dar de dic. De înălțarea aia. În lungul cu fărul e un dic, nu? De-a lungul, nu? De-a lungul dintre. Așa, să nu da. Să nu treacă de dicul acela. Gata, am înțeles. Acolo noi am plantat. Unde sunt? Unde? Să aibă încolo, când o duci încolo și încolo. Așa e digul, da, de-a da. Lungul dâmbăriță, da. Bun, și să nu se ducă în partea aia, pe lângă dig. Da, domnule, vorbesc eu cu ei, dă-i dreacu, cu orice om trebuie să înțeleagă de la măsa în gol. Bă, e cam prost cu oamenii ăștia, grăguți. Da, și unde ați mai zis că ați mai pus? Noi am pus și partea asta în primii ani, dar dacă... Da? Voi, dar trebuie să combate. Păi, uite, așa facem. Dar aici unde ce a spus, nu prea să prinde de... S-ar prinde dacă nu le-ar parte. În Paște caprele ți-am arătat, 2 metri cu ietul. Acolo cu ăla ai dreptat. Dar nu știu de ce l-a mâncat. Pentru că e capră, că e proastă, că vrea să mănânce. De ce l-a mâncat? Pentru că ați dus-o acolo, dacă nu o duceați ar fi crescut în continuare. De ce l-a mâncat? E foame, e animal. Ea probabil Paște și gunoi din ăsta, ca cățelul. Ce fel de lapte faci, mă, tatu? Nu o faci. Păi n-ai văzut gunoaie acolo? N-ai ce să... Asta e o pasiune care fac să se știe. Dar nu ce este electric? Pasiune trebuie să fie legală, da?
Da, știu. Laptele, brânză, gândumoarele astea. Nu cred că nu trebuie să vei mănânci laptele de la oile de la capul ăsta. Mă, vrei să mănânci și mă dau o bucată de brânză? Nu, nu, că eu de dam, că cum n-aș mânca din gândumoare. De unde ești? De unde ești? În nor. Ce vreau să zic? Poluați la noi, dar noi măcar... Am renunțat în oile de la dacă pensia e mică, da? Pensia e mică, da? Da. E mică de pensie, ți-a arătat actele. Au 1260. Plantează franții, cred, coșuri. Alea nu trebuie să fie sănătoase, nu? De gârla asta ți-ar crește niște salci, ai putea să faci balansoare, ai putea să faci din smil, ce? Trebuie să te și mici. Da, asta e. Hai să credem la pace, că și e frumos în viață. Păi cum? Bun, eu le eu spun... Eu vin periodic, dacă găsesc oile partea aia, bun, să ne certăm. Nu, ascultă-mă, eu îi spun cum e digul așa, da, să nu se mai apropie de apă. Să nu treacă digul, că noi punem între apă și dig am pus cu el. Între apă și dig. Ei se apropie de apă. Băi, așteaptă-mă, că am puțină treabă. De ce? Și cu... Da, și cu ceasul ăla, cu ce pleacă, cu cine... Păi de ce? Bine, mă lasă. A? Bine, hai, ce vreau să zic? Punem bicicleta și mergem până acolo să ne arătați? Bine, eu pot să vin după dumneata, merg pe aceeași viteză. Dumneata, n-ai voie să depășești viteza, nu? Și eu tot cu viteza asta pot să merg. Și pe unde o luăm? Ia să-mi spun, ca să știu. Pe izvorul oilor, pe lângă cimitir, nu? Hai! Eu nu știu să ajung, dar dumneata, dacă știi, eu vin după dumneata. Da. În sens că, na, acum pot să pornesc Google Maps și mă duce el. Cred că o iau așa cumva. Eu aș vrea să nu muncesc degeaba, de 4 ani plantăm. Vrea să nu... Că mă iau de idei dracu de mă rog. Cuțulac. Pe dig. Nu, nu, păi acolo e Chiajna, eu zic aici, în București. Așa, unde? Iată digul ăsta, de mijloc. Între dig și șanț. Pe acolo? Da. Și a spus pe aici? Poate până aici n-am ajuns, dar vreo 300 de metri de la șanțul ăla perpendicular, până la șanțul ăsta și până la dig, noi tot plantăm de 2 ani. Nu te supăra pe mine. Eu am văzut că s-a plantat sus acolo. Sus acolo ce înseamnă? Că aici nu e nimic sus. Pe dig? Așa, eu acolo am văzut. Eu ocoleam, nu era mare lucru, firarea e dracu de nenorociți. Ia uite. Deci uite unde sunt salciile astea, unde sunt toate tufăriile astea, pe aici noi am plantat. Și am mâncat acolo? Păi ce am fotografiat, eu e de acolo.
Până și plantăm ultimii 2 ani aici. Ascultă-mă, îmi cer mii de scuze. Dacă se mai întâmplă, i-am pe digul ăla, așa. Să nu treacă de dig până la apă. Să nu treacă în partea asta sau aici? Partea asta. Între dig și apă noi am plantat. Între dig și apă? Da, e 50 de metri distanță lățime și lungime vreo 200-300 de metri. Unde e păpurișul ăla să n-ajungă acolo? Păi n-au cum, că e șans deja. Păi atunci ce fătui în gură pe măsa? De ce s-a dus, bă, fratele meu? De ce s-a pentru că pot. pentru că nu-i gard. Trebuie să vorbim cu primărie, să îngrădească, să... Dar primăria nu prea vrea, probabil vrea să vândă pământurile astea, că văd că unul își sapă aici, deja îngrădește, ce vrea să facă? Întreba că ăla acolo e terenul lui. Deja aici e privatizat? La... Da. Și ce o să facă acolo? Graj, ce o să... Păi ce se mai... Ăsta, unchiul meu, care ți-am zis că e arhitect și a făcut puzul, a făcut de acolo până la Dragomirești să se facă. Uite, vrei să... Ce să se facă? Ăsta, cum zice, pădure, parc, tot... Păi... Și uite, de ce nu face nimeni nimic? Uite-te aici, uite așa să vezi. Ia să vezi fază. Da? Știi că eu nu vreau să zic altceva, că dacă eu, acum nu vreau să-mi dau pinte, nu eram aici cât de cât, de, știi ce necazuri am avut eu cu ăștia cu gunoaiele? Mari de tot. Mari, mari, mari. Cum se numește aia? Asta, asociația asta, sau cum se zice? Da, da, e un grup de inițiativă, Pădurea București se numește. O iau spre Chiajna acum. Ținem legătura, sănătate. Ce să mai? Ce rugă nu vă apuc ca să... Știți dumneavoastră, că dai o piatră în baltă cu ăsta, aici acum am eu grijă. Vorbesc eu, nu vă mai apuc. Eu strec periodic și o să... Da, eu spun că n-are să mai mănânci. Eu? După cum ai înțeles, alt dig mă îndoiesc. Și, eu... și ei tot așa o să înțeleagă alt dig. Dar iau eu aici și le spun. Mata, dacă ai orice ai probleme, sună-mă pe mine, că știi de ce ai să spun de ce. Când vine unul și altul, spune-ți, da, amen, de noi frumos. Nu e, că banii așa să fac greu. Bun. Sănătate. Da? Vorbiți cu unchiul meu. Și vă spun eu că el a inițiat și cu asta de la care era la primărie, nu știu cu ce, cu proiecte, cu tot felul. Păi zice că nu, că n-a inițiat cu primăria. Eu știu că au făcut, au făcut. Nu știu dacă a băgat-o tipa aia. Vrei să sun să întreb de tipa aia? Cine tipa? Așa, așa. Lasă-l, nu-l mai deranja. Ia. E duminică, seara, ce să-l deranjezi? Da, mă, lasă că te sun eu acum. Pa. Domne, îmi cer mii de scuze și dacă se mai întâmplă cu acolo, eu răspund.